Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem așa cum am obișnuit următoarele 72 de ore. Să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru domn și pentru doamne, că vom face trei variante, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați în următoarele 72 de ore? Evenimente importante, evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. La cei care ați ales prima variantă, aici este vorba despre ceva ce iese la suprafață și a fost ascuns. Pentru alții dintre voi, poate să reprezintă o distracție secretă, ceva ce faceți în timpuri liber sau sunt anumite plăceri ale voastre, poate anumite hobby-uri, chestiuni pe care nu le împărtășiți cu toată lumea. Poate să fie chiar și privat de familia ta sau privat de, nu știu, situația ta. Poate în relația ta nu se poate, nu se pot face astfel de activități și poate fi vorba despre faptul că tu preferi să le faci de unul singur sau de una singură. Este o chestiune de fac bucuria mea personală fără să împărtășesc cu altcineva ceea ce fac, pur și simplu. Asta este energia de la varianta cu numărul 1. Da. Prefer să nu împărtășești exact cu cineva, poate devii o persoană mult mai secretoasă și mult mai introvertită. Poate asta a fost o lecție a vieții tale ca să înțelegi că partea ca să-ți meargă bine și să fii o persoană fericită și în plină armonie. Trebuie să nu împărtășești veștile tale despre ce faci tu tuturor. Ok? Pentru că nu este un lucru bun. Exact. Poate ai avut un grup de prieteni, poate obișnuiești să faci chestiunea asta, poate obișnuiești să vorbești cu alte persoane tot ce urma să faci înainte de asta, sau, nu știu, a fost o chestiune ascunsă. Poate că atunci când ai o relație ar trebui să o ții privată pentru tine, fără să împărtășești cu cineva anume, nouă de cupe. Da. Aici clar vei avea un nou început din câte văd. Poate chiar chestiunea asta, deci chestiunea asta te-a învățat o lecție. O secundă, că m-am încălzit. O secundă. Stați un pic. Așa. Bun. Poate că ai avut un grup de oameni, de prieteni sau o chestiune de genul ăsta în care cineva tot timpul a avut ceva de comentat, poate ai trăit povestea asta deja, s-a întâmplat, turnul cu regele de săbi și luna, ok? A trebuit să treci prin chestiunea asta, a fost un grup de prieteni vicioși, o persoană anume care a vorbit urât de tine pe la spate tot timpul, mai exact o femeie blondă, sau o femeie șatenă, ori o femeie cu părul mai deschis la culoare, poate a făcut parte din grupul respectiv al tău de prieteni. Ideea este că totul aici s-a încheiat și anume ai învățat că o prietenie cu adevărată există și că atunci când vrei să-ți faci viața ta personală, nu trebuie să o împărtășești cu nimeni, indiferent cât de prieten sau prietenă te-ai considera cu cineva, trebuie să înveți să ții viața personală. Ok, aici ai să ai o mare reușită într-un nou început, 6 de bute, 6 de bute, exact roata. Se reîntoarce fericirea și veselia în viața ta. Cineva aici, uite, diavol invers și 8 de bute cu 10 de bute, turnul, regele de săbi și luna, ok, și lumea. Și anume, nu te interesează ce vorbește cineva sau ce a vorbit pe la spate, dar cineva o să oprească aici, spun eu. Cineva a înțeles că ai plecat definitiv și că nu te mai întorci în acel grup de prieteni sau în acea situație. Aici este un nou început pentru tine, a fost o lecție care să te facă să te maturizezi și pentru alții dintre voi, de ce nu o lecție că atunci când ai abundență sau ești o persoană privilegiată, ori trebuie să înveți să fii o persoană independentă fără să ceri părerea celor din jur, crezând că îți vor binele sau crezând că nu știu, o să-ți dea niște sfaturi concrete sau niște sfaturi corecte
niciodată, poate a fost vorba despre faptul că ai fost în trecut foarte vulnerabilă, darnică, bună, bun, darnic și pentru doamne și pentru domni. Și ai învățat că cu cât faci mai mult bine cuiva, sau, nu știu, aici a fost o lecție aspră pentru cineva, în sensul de și lecție, dar ai încercat, ok? Tu ți-ai făcut partea de bine. Cât să nu intri în albia lor de porci, al unor persoane care își fac propriile probleme, să încerci să le speli tu problemele doar pentru că ești o persoană bună și empatică, să investești tu timp și energie acolo. Întotdeauna trebuie să te gândești prima oară la tine și asta vei face de acum încolo. Luna asta nou, prin Umberbec te ajută să ai un nou început în viața ta și cam aici s-a încheiat ciclul karmic. Se reîntoarce, cum s-a spune, ai reîntoarcerea unui nou început, un nou ciclu, pur și simplu nimic nu mai e. Gata, s-a rupt trecutul. Și să înțelegi că pe viitor trebuie să lași pe fiecare să se descurce cu problemele sale, neinteresându-te cine și cum, sau să le rezolvi tu și apoi persoanele astea să mai fie și supărate pe tine că etc. etc. Ok? Sau să le preiei problemele lor. No way! Ce te așteaptă așa frumos cu astăzi să vii și împărăteasa? Șapte de cupe și luna. Niște minciuni o să iasă la suprafață aici. O femeie o să simtă foarte prost pentru că a mințit foarte mult. Femeie, bărbat, gemeni în balanță, vărsător. O persoană a mințit foarte mult aici. De ce o fi mințit? Ea știe sau el știe. Cineva a făcut niște lucruri mizerabile aici pe care nu le înțeleg față de tine sau tu față de persoana asta sau cine se uită aici. Tu te-ai continuat. Hai ca să vorbim așa la comun ca să se înțeleagă. Cineva aici a avut o invidie și o gelozie dintr-o răutate, nefondată mai exact spus, pe o femeie care i-a și-a văzut de viață, i-a mers mai departe, chiar a ajutat în partea asta foarte mult și bineînțeles că plata revine persoanelor care au făcut treaba asta în cap cu femeia asta, pentru că dacă au fost grupul tău de prieteni, pur și simplu tu n-ai avut nicio intenție urâtă. Doar cine se uită aici, femeia asta n-a avut nicio intenție urâtă către cealaltă femeie care poate fi o femeie mai matură de vârstă, pentru câțiva dintre voi este posibil, adică să există o diferență de vârstă, poate persoana asta care a ajutat este mai mică de vârstă, iar persoana asta este mai matură. Cineva aici n-a înțeles că persoana asta mai tânără de vârstă nu i-a făcut decât bine și a atacat în mod... nu știu, cineva n-a avut cum să facă altfel rău și a vorbit minciuni și a spus, dar văd că e un obicei, e tipic la femeia asta să facă chestia asta. Uite, 5 de băte. E în conflict vis-a-vis de partea ta financiară și de aia nu mai poți studia. Ea o să stea în spânzuratul ăla și în stagnarea aia până și învață lecția. Pentru că ciclul karmic s-a rupt. E ceea ce și-a făcut cu mâna ei. Ok. Varianta cu numărul 2. Ia să vedem noi. Hocus pocus. Dacă vă plac noile mele decorațiuni de Halloween. Deci am putut să nu zic hocus pocus. Aici și welcome to our spooky house. Nu știu dacă se vede. Dacă se vede. Aici, practic, la varianta numărul 2, ai o conversație foarte plăcută care vine din partea cuiva. Și e posibil să fie vorba despre o nouă persoană, socializezi, ești undeva, pentru alții dintre voi pot fi cumpărături, shopping, primirea unor colete, primirea unor mesaje, unor scrisori, niște vești pe care le primești, ceva ce ești, de care ești înștiințat aici, o pe putem. Judecata și 9 de săbi, 2 de cupe, nu știu, e posibil aici cineva să apeleze la ajutorul tău în legătură cu o problemă pe care o are. De fapt și de drept cineva aici are conștiința încărcată pentru că este într-o judecată divină sau chiar are probleme cu judecătoria sau chiar are probleme pe partea asta și cineva este posibil să, nu știu, să aibă nevoie de ajutor. Totuși cineva scrie, ar poate să fie conștiință încărcată, cineva scrie și nu scrie aici cop de bute. A și sărit. Împărăteasa. Femeia asta. Regele de pentacole și diavolul invers. Nu știu, femeia asta a fost mânată de ceva rău. Nu știu ce a făcut ea, dar a fost mânată de ceva rău. Are mari, 3 de băte și 5 de săbii.
nu știu în ce s-a băgat, e problema, s-ar putea să nu ajuți pe cineva. Nu că s-ar putea, mai mult ca sigur nu ajuți pe cineva aici. Nu te interesează de persoana asta, este într-o judecată divină, că este posibil să fi fost o prietenă de-a ta sau o cunoștință, nu neapărat femeie, poate chiar și bărbat al Fecioară Capricorn, cu diavolul invers, cineva nu mai are nicio binecuvântare, să spunem așa, sau nu mai are, i s-au luat drepturile de a acționa vreun fel, pentru că persoana aici este într-o posibilă judecată divină sau într-un proces de judecătorie, iar pe tine nici măcar nu te interesează. Ok? De ce scrie persoana asta? De regret, de regretă ce ți-a făcut și regret ți-a făcut ceva rău persoana asta. Ce cu, de ce scrie cu 5 de cupe? Pentru câteva dintre doamne poate să fie o altă energie care se simte vinovată că a acționat în privința ta cu fel și fel de lucruri spirituale necurate și toate i s-au întors, iar în momentul de față este foarte, se simte foarte vinovată că a făcut treaba asta. Am un mesaj aici specific pentru cineva. Este posibil aici o femeie care ți-a fost prietenă, o femeie mai în vârstă, poate era mai în vârstă decât tine, care ți-a fost prietenă, te-a trădat cu un fost partener de-al tău, acceptând să facă, să-ți facă rău împreună cu el, pentru că și ea avea un dinte împotriva ta, ăsta e mesaj specific, iar ea acum, luați-vă în ce poziție sunteți, iar ea acum este într-o chestiune foarte urâtă de judecată divină, poate chiar într-un proces și bărbatul ăla i-a făcut probleme ei, pentru că știți cum spun eu întotdeauna, dacă te alături dușmanilor și ai impresia că sunt prieteni, dar te folosesc ca să facă rău persoane respective pentru moment. Dar după aia plata care ți-o iei sau că se întoarce împotriva ta, asta e partea a doua, reversul medaliei. Iar aici cineva clar are regrete mari pentru ce ți-a făcut. Și băi, de ce n-a rămas în tabăra acestei femei? Pentru că tu, pentru că tu ai ajutat-o foarte mult. De ce n-a rămas în tabăra femeii ăsta? Și de ce m-am dus în tabăra bărbatului ăsta să o trădez cu ea? Cu poate chiar ți-a fost soț omul ăsta. Un bărbat brunet cu tenul închis la culoare. Ce o să-i faci cu acestei femei? Bye bye, regina de monede și 5 de pentacol. Nici măcar nu-ți pasă de ea. 7 de săbi și așa. A fost o persoană foarte mincinoasă. Urât din partea ei. Persoana asta a mințit foarte mult. Geme, învărsător, taur. A mințit foarte mult. Și împreună cu un taur, fecioară, capricorn sau cu cineva din săgetător, berbec, femeia asta te-a trădat pe tine, femeie din zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Și acum probabil că e un grup de oameni care plătesc și ia în frunte cu ea și sunt într-o judecată, judecătorie, chiar au probleme cu legea, nu te interesează, de-aia nu mai poți tu. Tu ești foarte bine, mers mai departe, oamenii și-au crezut tot timpul că tu le faci rău, dar ei ți-au făcut rău în continuu, tu nu le-ai făcut nimic. Regina de bute? Da, tu te ocupi de binele tău, ești foarte fericită. Uite, Steaua cumpăratul, tu ai un înger foarte protector și tu ești foarte, foarte protejată, o femeie este foarte protejată aici, o protecție divină fantastică. Și uite, iar mi-apare 5 de cupe și regina de monede. Adică în momentul când persoana asta a acționat către tine, nu și-a dat seama cine stă lângă tine. Adică la modul spiritual eu spun întotdeauna, băi oameni buni, aveți grijă, pentru că mulți dintre oameni zic, a, facem chestii de genul ăsta sau apelăm la persoane să facem. Băi, dacă te atingi de o persoană care poate să fie o persoană care este o stea, un healer sau este un indigo sau e venit aici pe pământ cu un scop spiritual, s-ar putea să te întâlnești cu niște chestii pe care n-ai fi vrut să le vezi. Ok? Și asta este ideea. Că cineva aici a tot insistat pe chestia asta. A insistat. O femeie mai în vârstă a insistat. Deci a insistat rău de tot. Te așteaptă frumoasa varianta numărul. Uite, astea pentacul și diavolul invers. Tu îți vezi de viața ta, 10 de cupe, îți vezi de viața ta, 6 de cupe cu regele de pentacule și 5 de monede. Trecutul cu individul ăsta, ta, al fecioară capricorn sau brunet, cu tenul mai închis la culoare, cine o fi ăsta,
s-a încheiat. Omul ăsta este în judecată divină pentru ceea ce ți-a făcut și nici măcar nu te interesează, că tu îți vezi de viața ta pe mai departe și nici măcar nu te interesează. Aici au fost implicați în toată treaba asta urâtă, berbec, uită-l, calcioară capricorn, vărsătorul, gemeni, ok? Și toți cu pierdere financiară pentru că asta ți-au dorit ție. Uite, echilibru, 7 de cupe, soarele, puterea, adică tu ai mulți îngeri, o femeie are mulți îngeri păzitori aici și e normal că dacă a venit pe pământ o persoană și este healer sau indigo, e normal să aibă și după ea aceste entități minunate. Ok? Iar cineva aici zice, băi, a venit ziua plății, aoleu, pentru că cineva aici e foarte speriat. Ce e speriat aici, să vedem? Vărsătorul, gemenii. Cine e speriat aici? De judecată. Împărăteasa asta, femeia asta din vărsător, taur, balanță. E blocată, cu 8 de săbii e blocată și va rămâne blocată, are multă karmă de plătit-o. Pentru că ea a înțeles că tu, femeie din săgetător leu, ești un înger. Ok? Și a lovit în cine nu trebuia. Ei a făcut rău altcineva și a crezut și tu ai protejat-o cândva. Iar ea a crezut că îi faci tu rău. 7 de cupe și 5 de pentacule, magicianul, regina de cupe. Ea a apelat împreună cu bărbatul ăsta din Taur, Fecioară, Capricorn la o femeie din zodie de apă sau blondă. Cu magicianul 7 de cupe, femeia nu e capabilă de nimica și este posibil să aibă și probleme mari de sănătate în momentul de față pentru ce a făcut. 7 de cupe și 5 de pentacule, s-a cam terminat totul. Adică ce au făcut oamenii ăștia și ceea ce a insistat să facă către tine a fost foarte urât. Ea nu înțelege că tu nu e o care de, parte, de care parte ești tu acum, iată? O femeie din Taur, balanță, vărsător, n-a înțeles că o femeie din săgetător leu nu-i făcea rău. Ea a lovit în femeia asta împreună cu un grup de oameni, neidentificând că ei, de fapt, îi se întorcea răul pe care îl făcea ea. Și că, de fapt, dușmanul ei, aici, de-aia spun la general ca să înțeleagă, poate chiar e femeia care a făcut treaba asta aici într-o eroare, ok? Pentru că femeia asta în vârstă era lovită. Ia să vedem, de cine era ea atacată? Că spun eu acum imediat. Ia uite. Eremitul cu moartea. Ea a fost atacată de un spirit pe care l-a chemat prin lucrurile necurate pe care le-a făcut. Hai să îngerul morții, ca să spun tuturor. Eremitul și moartea. Ea știe ce a făcut și cum a făcut, dar n-a procedat corect. Întotdeauna aceste două cărți sunt îngerul morții, care trebuie respectat. Nu trebuie să faci așa ceva cu el. N-ai cum. Trebuie să te pleci în fața lui pentru că reprezintă viață și moarte, transformare. Nu știu cine a făcut ce a făcut aici, dar n-a fost ok. Ok? Uite, am întrebat eremitul și moartea. Magicianul 7 de cupe. 11.000 de transferuri pe magician ca să ucidă pe cineva. Și acum se întreabă de ce îi se întâmplă lucrul ăsta. 11.000 de încercări. Păi tu discuți cu îngerul morții și îl trimiți când vrei, că consideri tu că trimiți la comanda ta să ia pe cineva? Nu, întotdeauna când o să faci chestia asta, o să se întoarcă la tine. Pentru că o să spună, nu fixezi tu orarul ce să fac eu. Ok? Dacă cineva aici s-a jucat cu niște lucruri, degeaba să vrea să nu mai fi. Repet, femeia asta este blondă sau șaten, deschis, să spunem așa, și a făcut-o împreună cu un bărbat și cu un grup de oameni. Și cei care au mai fost implicați pe aici, toți au probleme în treaba asta. Ce urmează să facă fericită? Steaua și judecata. Se face dreptate. Asta este viața.
5 de cupe și 2 de cupe. Și ideea este că femeia asta o să rămână și singură pentru că ea era într-un cuplu cu cineva și pentru că ea ți-a dus ție grija, o să rămână și fără bărbatul ăla care poate fi rac pe scorpion, din câte am văzut mai devreme. Da, uite. Luna, lumea. Ce a căutat persoana asta să-ți ducă ție grija în loc să-și vadă de viața ei? Ce se poate face? Trei de cupe, fraierul, 6 de cupe. Ce a căutat ea să-ți facă ție așa ceva? Pe tine să te facă foarte fericită că tu vei fi binecuvântată cu darul. Uite, abundență, regele de pentacule și 10 de pentacule, spânzuratul, regina de cupe, iar persoana asta, care poate fi chiar pești, femeia care a făcut treaba asta, sau să aibă ascendent în pești, să fie scorpion cu ascendent în pești, la cine a apelat vărsător cu ascendent în pești, ok? Ce-i cu regele de pentacule, 10 de pentacule? Justiția și regele, și a fost și o balanță implicată aici, un bărbat din balanță, Eremitul și 5 de pentacole. Oh my god. Oh my god. Eu nu vreau să mai continui să prezic karma acestor persoane, pentru că nu mă interesează. Ok? Nu mă interesa, mă. Arta. Cred că am zis bine. Posibil. Că persoana asta de la varianta numărul 2, cred că a avut o legătură cu Spania, știu eu de ce zic. Că a călătorit în Spania sau a avut o călătorie cu o conexiune cu cineva din Spania. O să uită foarte mult la telenovele. Ia să vedem. Varianta cu numărul 2. Ia, continuare. Astfel de săbiș magician. Dacă îl mai suport. Pe mine mă amuză. Pe mine mă amuză când văd că... Nu știu. Mai zic nimic. Voi nu se petisește lumea de așa ceva. Pentru alții dintre voi aici să începem așa. Sunteți liberi în manifestare pentru cei care ați încheiat un ciclu karmic și aveți o poveste foarte frumoasă în față, un nou început în care Universul îți permite să-ți manifesti tot ce vrei tu pentru tine. Ai certitudinea că ai libertatea să poți să chem către tine tot ceea ce vrei. Ce-ți dorești tu? Binecuvântări, relație, dragoste, ce vrei tu să manifesti pentru tine, asta vei avea. Magicianul 6 să vii și nu pot să tac. Berbecul ăsta care a făcut magicianul 6 de săbi are o mare greutate. Taur berbec. Poate ți-a fost soț. N-am ce să zic. Și regina asta de săbi geme în balanță vărsător care te-a trădat împreună cu ăsta. Băi, n-am cum. 1, 2 și 3 ți-a fost soț. Asta a fost atâta energie, vreo prietenă, cunoștință, te-a trădat. Ce greutate are împăratul. În primul rând că e nasol pentru el. Aud aici că cineva o să fie arestat, sau a fost arestat. Îi e frică, nouă de bute și marea preoteasă. Îi e frică unui bărbat aici pentru că a văzut că nu se poate pune capacitățile unei femei. 9 de bute și marea preoteasă. 10 de săbi și ierofantul. Omul ăsta pierde o firmă, pierde un loc de muncă, pierde bani. A încercat să te țină blocată în trecut. Și pe tine și pe încă cineva. Regina de săbi invers. Tu te-ai mai pus de el niște sentimente în aia față de el. Și uite, regina de săbii invers cade împărăteasa cavaleri de bâte. Femeia asta s-a perindat pe lângă bărbatul ăsta ca să te trădeze cu el. Pentru bani, ea știe de ce, pentru invidie împărăteasa cavaleri de bâte. Uite, cavaleri de pentacul și diavol. Același creier, ce să-i facem? Regele de bâte și trei de bâte. Deci, după ce l-a folosit ca să-ți facă rău sau s-a folosit unul cu altul, nu știu cum să zic, obsedați, uitându-se pe finanțele unei femei aici, acum împăratul ăsta e la mare povară și ea este la mare povară și nu știe cine să-i scoată de acolo. Dar ideea este că ai claritatea cine a făcut rău ăsta.
Și pentru ea a fost un joc. Ce te așteaptă cu asta să vii? O mare bucurie în ceea ce ține de casă. Cineva o să plângă rău aici. Vrea să facă cineva o confesiune. Ce mi-e că te ține cu nouă de sărit? Regele ăsta de sărit. Pe care l-ai stat în spate gem în balanță vărsător femeie bărbat. Că aici l-am pus și s-a repetat. No, persoanele astea rămân blocate. Deci trebuie să-ți confirm încă o dată. Cineva o să fie arestat aici, o să fie blocat pentru că, nu știu, cineva a insistat pe niște chestii foarte urâte. A insistat și a insistat și aici avem de-a face cu o femeie care și-a abandonat și copilul, nu știu care e faza. Nu știu, sincer o să fiu, dar nici nu mă interesează. Eu sunt doar cititorul. Băi, dar am văzut un comentariu mai devreme. Deci m-a lăsat masă, vă jur. Eu șterg, cine care comentați prostii, ei, nu o să rămână în comentariile voastre, nu le citește nimeni. Oricum mă plictisesc grav. Dar a comentat cineva la unul dintre videoclipuri și a spus să-mi spui tu mie unde am avut eu o relație. Oamenii au probleme, din păcate. Îmi pare rău pentru ei. Nu uitați că eu când fac etalări, eu fac etalări interactive. Și nu o să vorbesc de viața personală a fiecăruia, pentru cine se regăsește, mă bucur că pot fi de ajutor, dar pentru cine nu, eu zic să schimbați canalul sau să, nu știu, să considerați că nu este pentru voi în momentul respectiv. Pentru că de multe ori primesc comentarii de genul ăsta, eu cred că persoanele astea nu cred, mai mult ca sigur îmi pare rău, au probleme. Nu pare rău că nu mă interesează în primul rând. Dar eu fac ceea ce îmi place, ceea ce sunt, o să fac în continuare, o să fiu aceeași Alina, nu o să mă schimb pentru nimeni și nimic. Nu mă interesează opiniile celor care aveți o problemă cu felul în care etalez sau fac lucrurile, ok? Eu o să rămân la fel. Și ca să spunem așa, mă bucur pentru toți pe care vă pot ajuta, mă bucur de voi, mă bucur pentru voi. Și vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, dar se mai trezește câte cineva să lase un comentariu ca și cum, deci nu vreau să intru în discuții, să zic, niște chestiuni aberante, dezaxate total, care n-au nicio legătură. Nu ne cunoaștem, nu ne știm, dar... Și atunci am spus așa, comentariile acestor persoane vor fi șterse pe vecie și blocate. Persoanele astea sunt blocate. Adică care mai comentați de genul ăsta, sunteți blocați. Și care vă mai dați cu părerea că nu stă bine cu nu știu ce sau că nu mă îmbrac nu știu ce, ești aici să te uiți dacă vrei să asculți ceva ce te așteaptă sau de genul ăsta. Nu ești aici să mă critici pe mine, nu ești aici să-mi dictezi tu mie cum să-mi fac eu treaba. Eu sunt într-un liber arbitru, fac ce vreau, este canalul meu, dacă îți place te uiți, dacă nu, la revedere, ok? Am simțit să spun asta, că este luna asta plină în berbec și pentru că am foarte mult berbec în astrogramă și pur și simplu nu mai înghit persoanele de genul ăsta. Bun, concluzia pentru cei de la varianta numărul 3. Concluzia este 5 de pentacule și împăratul. Ai scăpat de persoana asta care a încercat să-ți dicteze viața, să dicteze ceea ce să faci sau a crezut că are control asupra vieții tale, n-a vrut să fii cu niciun alt bărbat, n-a vrut să fii cu nimeni altcineva, a fost soț pentru că aici pare un divorț sau cineva care a încercat să te facă să... Exact, să nu vrei să mergi mai departe, să nu poți să fii cu nimeni. Ideea este că persoana asta te-a urmărit în secret, s-a încercat să obțină tot timpul informații despre tine, băi, cu cine este, cum este, etc. Ok? De-aia nu mai poți tu. Și chiar dacă a fost și te-a atacat o perioadă de timp, în momentul de față persoana asta e dusă. Ok? Așa. Mai vreau să întreb ceva aici înainte să închei. Trebuie să întreb ceva. Da, asta vreau să întreb. Și spune-mi.
pe... Asta vreau să știu. Dacă individa respectivă, care este o femeie mai în vârstă decât tine, a avut relații intime cu fostul tău soț? Și da, răspunsul este da. Ok? Bun, atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.